ultimii 30 de ani, astăzi nu mai sunt membru al unui partid politic. La ora 11 fără un sfert, am depus demisia din cadrul Partidului Național Liberal după o istorie de 25 de ani, onorantă la vremea ei, dar astăzi mai puțin motivantă. O astfel de decizie, după 25 de ani de liberalism, după 30 de ani de carieră politică, desigur că trebuie să aibă mai multe motivații și voi încerca să vi le prezint pe rând, în ordinea importanței lor. În primul rând, eu astăzi sunt aici și vă transmit lucrul ăsta și am făcut gestul acesta pentru că personal, Dorin Dobra, fost vicepreședinte al Partidului Național Liberal, crede foarte tare în soluția Geoana pentru România. Crede foarte tare în omul Mircea Geoană pe care l-a cunoscut personal în Parlament. Crede foarte mult în capacitățile diplomatice ale domnului Mircea Geoană, care se cer pentru postul pe care îl vizează și pe care le-am verificat. Acest om, după ce am fost colegi în Senatul României, an la rând mi-a trimis felicitări și la mulți ani de ziua mea și de, cu alte cuvinte, are aceste disponibilități. Și mai cred foarte mult în soluția Mircea Geoană, pentru simplu motiv că astăzi e nevoie de o platformă care să respire. O platformă care să aducă energii noi, o platformă care să poată să atragă oameni noi, capabili, această țară și-a format o generație de oameni care s-au validat în profesiile lor, în afacerile lor și pentru care astăzi partidele nu sunt permisive și nu sunt nici receptacule. E greu pentru un om ce trăiește în viața de zi cu zi să intre într-un partid și să-i fie ascultată vocea. Și atunci, soluția Geoană, Mircea Geoană, pentru simplu motiv că ne oferă independență, pentru simplu motiv că arată faptul că doar credința, conștiința faptului că e mai bine pentru țară, ne duce acolo. Astăzi eu n-am nicio variantă politică. Nu plec la Mircea Geoană pentru a dobândi ceva, vreun mandat sau vreo funcție. Plec la Mircea Geoană pentru simplu motiv că eu cred cu toată puterea mea că este soluția pentru această țară, pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Așa greu cum îmi e, am să vă spun că e foarte probabil să nu fi căutat o soluție dacă atmosfera în partidul meu era așa cum eu cred că ar trebui să fie. Fără să am cuvinte grele pentru colegii mei, nu mai doresc asta, am ajuns cu toții la vârsta și maturitatea necesară. Am să spun doar că eu nu înțeleg candidatura domnului Ciucă, nu o înțeleg, pur și simplu nu o înțeleg. Și doi, să spun că demisia mea nu se raportează atât la situația centrală, cât se raportează la situația locală. Fără a ține astăzi să spun mai multe lucruri, vreau să transmit conducerii naționale a Partidului Național Liberal faptul că demisia mea trebuie să fie pentru domniile lor un puternic semnal de alarmă pentru situația din județul Bistrița Năsăud. Foarte simplu. În actuala stare, în actuala formulă, în cu actualele dinamici, Partidul Național Liberal din Bistrița Năsăud nu are cum să aibă rezultate fructuoase. Probabil că e un moment al vieții, după cei 25 de ani în care acest drum
trebuie să se desfacă. Îmi caut foarte mult libertatea și independența. În platforma domnului Mircea Geoană sunt liber și independent. Acolo e o fundație, România Renaște, care susține această candidatură și unde eu mă voi putea simți mult mai puțin constrâns, pentru simplul motiv că sunt un om al urbei, un om căruia îi place să se implice și căruia îi place să se poziționeze. Și de 8 ani de zile, lucrurile acestea mie mi-au lipsit. După mandatul de senator pe care l-am onorat și l-am predat partidului care mi l-a dat, deși au fost oferte nenumărate și astăzi aș fi fost și astăzi parlamentar, dar am considerat de absolută loialitate să predau mandatul pe care l-am preluat, spre deosebire de, nici nu vreau de alții. În momentul în care am făcut lucrul acesta, am plătit 8 ani de zile de deșert, de nechemare, de blocaj, dacă vreți. Pentru simplu motiv că adeseori am avut viziuni diferite cu cei care îl conduc astăzi. Puneți-vă în situația mea, am fost cel care a văzut 4 ani de zile că în fiecare zi pierdem, de exemplu, primăria, și când le transmiteam colegilor îmi spuneau că sunt rău intenționat, iar după ce toate lucrurile acestea s-au confirmat, mi-au spus că eu sunt cel care e de vină. Ceva nu mai funcționează. Partidele mainstream clasice astăzi au o mare problemă, o imensă problemă. Nu mai sunt receptive față de oamenii urbei, societății, națiunii care între timp s-au validat profesional și ca intenții și intelectual. Ele sunt scheme, propriu-zis sunt structuri de influență și interese legal organizate pentru prea aceiași oameni. România a trecut între timp la alt nivel. Am să o spun asta cu toată puterea mea. Partidele mainstream ale țării au rămas în urmă față de societatea românească de astăzi. Numele Mircea Geoană, omul Mircea Geoană e mai puțin important. Numele Mircea Geoană și ideea unei candidaturi independente aduce, e singura capabilă să strângă energiile acestea. Asta înseamnă că foarte de curând mă veți vedea oficial purtătorul de cuvânt. Asta înseamnă că de acum înainte mă voi targeta pe lucrurile acestea pentru simplul motiv că nu sunt un om care să stea deoparte. E convingerea mea că astăzi țara aceasta merită o nouă clasă politică, noi partide, noi structuri și chiar noi legi electorale, care au mari probleme în a fi permisive cu un candidat care, iată, de exemplu, e pe locul întâi astăzi în sondaje, dar nu va avea reprezentanți în secții de vot. Avem probleme mari în legi electorale. Desigur că treci prin ele și după aceea le rezolvi. Nu că s-ar pune problema de furat. Aș vrea să știe românii și asta e un mesaj foarte important. Astăzi în România, la voturi, o să mai fură. Nu se fură pentru simplu motiv că acolo sunt în fiecare secție de vot 15-20 de oameni care vor să-și riște libertatea și doi, chiar dacă ar putea să fure, nu s-ar putea înțelege pentru cine să fure. Că de aia sunt reprezentanții tuturor partidelor acolo. Povestea cu s-a furat, cu trimitere locală. O spun cu toată puterea mea, cu trimitere locală, povestea cu s-au furat voturi, nu e decât o distorsionare, o manipulare pentru persoana cuiva. Să mă iertați! Să mă iertați! Nu la 7 voturi se pierde atunci când ești primar în funcție.
Nu plângi după 7 voturi, ci te lauzi cu 1000 de voturi diferențe eventual. Când au ajuns acolo, totul a fost pierdut. E important pentru mine ca să-ți fac și declarația asta de adeziune și că, indiferent ce s-ar întâmpla, multe lucruri se întâmplă într-o campanie prezidențială. Convingerea mea e astăzi, dintre toți candidații, soluția este domnul Gioană și pentru asta alegătorii din orașul meu, al nostru, alegătorii din județul meu, al nostru, mă vor vedea cât de curând în postura publică de a susține această traiectorie. Mulțumesc. Ce înseamnă purtător de cuvânt? Am vrut, la nivel local, județean? Da. Am vrut mai degrabă să spun nu atât purtători, am vrut să spun eventual purtători de mesaj. Nu o să vă ascund. Voi fi coordonatorul. Coordonatorul Fundației, da. România noastră, la nivelul, da, de Bistrița, da, în Săud. Da. Și o legătură cu partidul...